Oameni buni, sunt Floricica Dansatoarea și am mulți fani. De când cu corona vinus din China, am ales să zic la proști, la bagaboante, dacă stați acasă, să zic povești de copii. Azi, doamnelor și doar ca să știe lumea, că Floricica Dansatoarea și e poveste! Și vă zic stupița roșie. Era odată ca niciodată o bagabontă, bagabontă, care se îmbrăca în roșu. Bă, se duce la masa, masa mare, om de omenie și de pace și cu... Ți-a dus la masa și a zis bagabonta îmbrăcată în roșu: mamă, eu vreau să mă duc în pădure! Vreau să mă duc să caut i-a zis la masa mare, om de omenie. Asta masa care o doamnă, ca Floricica Dansatoarea se știe, să fie pace, îi dă la bagabonta merinde! Pe drum, doamnelor și domnilor! Bagabonta scufiță, basa, se duce în pe cărare și o ia la stânga și în toate părțile de la lup. O ia! Ha! Ua! Lupul, lupul! Cum era lupul acolo? O vă zărește pe asta îmbrăcată în roșu, singurică prin... Și o ia la... Să nu mă scuzați, dragii mei, că eu sunt Floricica și vorbesc foarte frumos. Dacă te uiți la mine, zici că sunt aiure. Scufița zice la lup că eu mă duc la bunică să duc niște merinde de-astea. Lupul când o vede nemâncată, ca să mă așa, hop, o mănâncă. Ua, lupul, e mafie curată cu lupii ăștia din România. După ce lupul a mâncat-o pe scufiță, merge la baborniță, că știa drumul, că el e băiat, e șmecher. I-a notat adresa aia. Ajunge la baborniță acasă și o mănâncă. Hoție curată! O mănâncă pe baborniță. Și după ce o mănâncă așa, doamnelor și domnilor, hoție, eu vă zic adevărul și numai adevărul. După ce o mănâncă lupul pe ea, pe baborniță, se culcă. Numai hoția reușesc în țara asta. Ei, tu aia care mi-ai scris că eu nu știu să zic povești. Uite că știu să zic povești. Floricica Dansatoarea e cea mai șmecheră. Să fie pace. Să-mi dați like-urile înapoi, că mi le-ați luat. Domnule Iohannis, a spus mafioții și lupii, să-mi fure like-urile și bagabontele în țara asta cu scufițele voastre ale roșii. Cu corona asta! Bun! Pe drum vine un... stai, cine mi-a scris? Și tu să-mi dai like-urile! Pe drum vine vânătorul, om de omenie și mare șmecher, ajunge la bunicuță acasă, îl vede pe mafiot, pe lup, cu burdihanul mare de la Gheorghanul, că ne-a furat țara, și pe bunica și pe scufiț. Ăsta un mare om de omenie îl scoate din el pe bunica. Concluzia de la Floricica Dansatoarea este: dacă te mănâncă fofofofoloanca, să nu iei pe scurtătură, că o să te mănânce și lupul și pe tine și pe bunica ta. Pace! Să-mi scrieți, mă, la comentarii acolo, că am rămas fără fani. Salutare, oameni dragi! Dacă ați ajuns până aici, înseamnă că v-a plăcut clipul nostru. Vă mulțumim! Și desigur, nu uitați să vă abonați pe YouTube, să-mi dați follow pe Facebook și toate cele, și neapărat să ne verificați magazinul online pe care tocmai ce l-am deschis și are tricouri, hanorace și toate cele. Aveți link în descriere, căutați acolo. Link în descriere jos. Vă mulțumim și vă pupăm!